Alpinistul Teodor Tulpan a revenit acasă după o lună de spitalizare. Se simte bine, însă va rata plecarea în Alaska stabilită pentru 6 iunie. Tulpan spune că va urma un program de recuperare, iar anul viitor speră să plece spre Alaska. Teodor Tulpan a fost operat la București după ce a căzut cu parapanta în urmă cu o lună de zile. Urmează un tratament de recuperare. Asta înseamnă că nu poate face ceea ce îi place cel mai mult, să se dea cu parapanta sau să urce pe munte. Recuperarea decurge bine, o fac în prezent acasă, după patru săptămâni de spitalizare. Pot să spun că mă consider născut pentru a doua oară. Teodor Tulpan și-a dat seama că oricât de multă experiență ar avea, se pot produce și accidente neprevăzute. Mă pregăteam să vin la aterizare și mai aveam cam circa 3 metri până să ating cu picioarele pe sol și încă o bulă de aer cald m-a ridicat circa 2 metri, făcându-mă mai în alt și mai instabil decât uh, eram în momentul respectiv, moment în care am trecut prin uh, niște crengi ale unui copac care m-au încetinit și în momentul acela a căzut pe verticală în loc să mai înaintez exact cum era planificat. Chiar dacă a trecut printr-o intervenție chirurgicală, Teodor Tulpan nu renunță cu una cu două la expedițiile pe care vrea să le adauge în Palmares. Așa se face. din cei șase câți eram să plecăm anul acesta, vor pleca trei dintre colegi, Luci, Vili și cu Vali, pe data de 6 iunie, urmând ca anul viitor, dacă recuperarea și... Echipa va fi la fel de bună ca până acum, împreună cu Adi și cu Tibi, să merg și eu peste un an în Alaska unde am planificat.